Hai că de data asta mi este. Este a doua oară când încerc să filmez clipul ăsta și cred că a treia oară, de fapt nu, e a treia oară când încerc să-l filmez pentru că l-am mai filmat acum vreo săptămână, dar nu mi-a plăcut ce a ieșit așa că am șters. <laughs> să știți că eu mai fac chestii de astea cu anumite clipuri, dar voi nu le vedeți și nu o să le vedeți niciodată, nici eu nu o să le mai văd pentru că le-am șters. Astăzi vreau în sfârșit să vorbim despre filme și seriale pe care le-am văzut în ultima perioadă și vreau să vă spun că mi-a fost greu să aleg. Uh, un film și un serial, așa că am ales trei filme și trei seriale. <laughs> uh, și o să încep cu filmele. Vreau să vă povestesc așa despre fiecare film, serial în parte pe scurt, foarte pe scurt și dacă vi se pare ceva interesant dacă așa, atunci puteți să căutați voi să vedeți dacă sau poate chiar să vă uitați, poate chiar să-mi lăsați în comentarii dacă v-a plăcut vreo recomandare de a mea. Da, gata, nu o să mă mai lungesc cu această introducere, ci zic să trecem la subiectul clipului de astăzi. Primul film despre care vreau să vă vorbesc se numește Unhinged sau Dezechilibrat și acțiunea, ca să zic așa, sau, mă rog, intriga începe în momentul în care o tânără mergea liniștită prin trafic și la un moment dat se întâlnește cu un domn care nu se dădea din fața ei sau ceva de genul, oricum ea reacționa foarte agresiv, a claxonat foarte tare. Omul după și-a cerut scuze a zis că poate a fost și vina lui, poate a greșit și ea și că așteaptă scuze din partea ei, ea nu și-a cerut scuze și... De acolo, bineînțeles, omul a devenit foarte agresiv, ca să zic așa, a început să urmărească prin trafic și de acolo se tot întâmplă tot felul de chestii. Oricum, ideea e că filmul este, am uitat să vă zic, este thriller acțiune. Uh, fiind un thriller m-a ținut tot timpul cu și acțiune, de fapt, pentru că este foarte mult acțiune, m-a ținut tot timpul cu, nu mai știu cât a durat filmul, cred că vreo oră și jumătate, cam așa, dar în ora aia și jumătate am stat așa, m-a cu la gură tot timpul, pentru că se tot întâmplau, tot întâmplau chestii. Uh, deci, da, un film care te ține cu sufletul la gură, n-ai cum să-ți ochii de la ecran, asta e clar. Uh, Cred că este și pe... e pe Netflix, din câte mi-aduc aminte, pe Netflix parcă l-am văzut. Bun, trecem mai departe la tot la un film care se numește Countdown sau numărătoarea inversă, dar eu vreau să vă vorbesc despre Countdown din Countdown 3 din 2019. Este la fel, thriller, thriller horror, nu știu cât de horror este, depinde de fiecare persoană în parte. Din punctul meu de vedere, adică vorbesc din perspectiva unui om care îi plac foarte mult filmele horror și mă refer la horror din alea foarte horror. Mie nu-mi pare că e horror, dar văzut așa de cineva care în general nu se uită deloc, care nu se uită deloc de fapt la filme horror, da, poate să fie și horror. Uh, și uh, totul pornește de la o aplicație pe care o instalează o domnișoară asistentă la un moment dat. După ce instalează această aplicație apare pur și simplu pe ecranul telefonului că mai are de trăit două zile, parcă și nu știu câte ore, nu știu câte minute. Bineînțeles că ea privește superficial chestia asta, adică bine, cum ar putea să zic o aplicație cât mai am de trăit. Adică în care așa. se întâlnește cu un... ea lucra într-un spital, se întâlnește la în un moment dat cu un băiat și din vorbă în vorbă ce vorbesc ei acolo, acesta spune că prietena lui a murit din cauza acestei aplicații. Ei bine, din momentul ăla se cam îngroașă cu fata asta, începe să se gândească, voi poate chiar e, dar bineînțeles, se întâmplă tot felul de chestii din astea, adică se contrazice ea pe ea și ea cu prietenii din jurul ei, se tot contrazic în legătură cu chestia asta, că voi n-are cum o aplicație să-ți spună cât mai ai de trăit. Până când, da, se dovedește că exact așa e, aplicația are dreptate și uh, la fel de acolo se întâmplă foarte multe chestii. La fel este un film care te ține așa cu sufletul, percepți puțin -mi pe mine, m-a ținut așa cu sufletul la gură și uh, te do gândești, hm, dar oare cum? Oare ce? Oare ce se întâmplă? Da, cam atât despre uh, Countdown 3. O să le și pe celelalte, nu le-am văzut, dar am, uite, uh, acum mi-am amintit de filmul ăsta, chiar uh, Aș fi curioasă să le văd și pe celelalte, să văd despre ce mai poate să fie vorba. Nu știu, mă gândesc că n-ar avea cum să fie vorba tot despre o aplicație. Da. A, și o aplicație foarte... Bine, aplicația se comporta ca și cum ar fi un virus. Trecem mai departe, așa, a, la un a, film. Tot un film. Un film polonez de data asta specific că este polonez pentru că ei se în poloneză, vă așteptați și eu de obicei cam fug de filmele astea care sunt în altă limbă în afară de engleză spaniolă și cam atât pentru că ne înțelegând limba trebuie să stau tot timpul cu ochii așa lipiți de ecran și dacă nu este un film în care se tot întâmplă chestii din secundă în secundă și trebuie să te uiți tot timpul să fii cu ochii acolo să vezi ce se întâmplă. Dacă nu este un film din ăsta, mai arunc ochii, nu știu, mai mănânc câte ceva, mai, mai, mai arunc privirea și în altă parte. Uh, și în cazul filmelor ăstora care sunt în altă limbă, trebuie să stau așa cu ochii acolo să înțeleg fiecare, fiecare cuvânt. Da, și vă ceam despre un film polonez care se numește The Hater. La fel pe asta, ăsta este pe Netflix, sigur este pe Netflix, acolo l-am văzut. Un film foarte interesant. E thriller, dramă puțin a zice și, și acțiune Eu și citesc aici În care se prezintă cea mai importantă cultură a prezentului, ca să zic așa, și anume cultura urii care, bineînțeles, și voi, este peste tot, acum este, cred că este o eră din asta, aurii, e hate și tot felul de nebuni din astea. Tânăr, introvertit, foarte timidă, el este pe punctul de a fi exmatriculat, după, de fapt, ce, după ce profesorii își dau seama că lucrarea lui este la G.I.A.T.A. este bineînțeles pe punctul de a fi exmatriculat, mă rog, în momentul în care trebuie să părăsească sala și așa, spune că ar vrea și el un autograf de la profesoară, un autograf pe cartea ei, bineînțeles. Profilul acestui Thomas, Thomas îl cheamă, care este, este un sociopat, este conturat așa, că profilul lui este conturat așa de la începutul filmului, în momentul în care el își înregistrează de fapt, nu era, fami nu era familia lui, dar uh, oamenii care îl ajutau, care îi, plăteau, uh, care îi plăteau studiile, după ce le ascultă conversațiile și așa, încearcă să le găsească puncte din astea slabe, cum ar putea să-i atace. Ce mi-a plăcut mie la filmul ăsta este că, nu știu, mi se pare că redă foarte bine realitatea. <laughs> și cu asta cred că am zis tot. Realitatea, și că, nu știu, atinge așa cumva niște puncte mai neapărat sensibile, ba da, și sensibile, dar te face cumva să te cel puțin la mine așa, mie așa mi s-a întâmplat, mă face cumva să mă gândesc așa de două ori la anumite chestii. V-am zis tot, nu? V-am ajutat. Dar, da, nu știu, să s-a întâmplat în cazul meu. Este un film care îți dă puțin de gândit, așa, după ce uh, se termină și așa, te gândești puțin. Băi, dar poate chiar... Exact așa, gata. Nu o să mai insist. Haideți să trecem mai departe la seriale, asta până când nu La un serial pe care încă nu l-am terminat, sunt la sezonul 2, dar uh, am văzut primul sezon și mi-a plăcut foarte mult și sper ca să nu mă dezamăgească al doilea sezon. Uh, se numește Servant. Servant uh, se numește el, sau mă rog, dacă cred, sau servitoarea. Uh, este, sta să vă zic că nu mai știu ce este. Um, drama, horror, mystery, thriller. Mm, mie nu a fi horror. Drama este cu siguranță, mystery la fel, thriller este. Uh, o, da, povestea unor soți care, mă rog, trec, unii și o ea care trec pentru un um, eveniment din ăsta foarte. Au, au avut. au trecut printr-o dramă. Un copil și la un moment dat angajează o Bonă pentru acest copil, foarte tânără um, cred că vreo 18-19 ani cam așa de altfel foarte liniștită, foarte cumințică, foarte la locul ei uh, până când începe să aibă un comportament așa mai dubioșel și da, se întâmplă tot felul de chestii, este un serial foarte profund, așa foarte dramatic, este foarte multă dramă și se întâmplă și foarte multe chestii ciudate, dar sunt cumva, de fapt în fiecare episod se întâmplă câte o chestie și mi s-a mie că, nu știu, acea chestie e explicată în episodul următor sau cam așa, oricum este un serial foarte uh, profund, așa, foarte uh, dramatic, foarte trist, Dramatic. Trecem deci mai departe, tot la un serial, bineînțeles, de fapt la o miniserie pe care am terminat-o de curând, de curând bine, cred că acum vreo lună, două, care se numește De povestea unei familii, la un el și -o ea, care au un copil, totul bun, toate bune și frumoase, ea era uh, psiholog, uh, bineînțeles, o familie din asta însărită, cu o situație financiară bună, ea psiholog, el uh, medic, uh, cum se numea? Uh, era Uh, să că nu mai știu uh, nu mai știu exact care era știu că era doctor, oricum se ocupa cu copii în orice caz, era un doctor din asta deci îmi scapă cuvântul rău de tot dar cred că o să inserez pe aici undeva cuvântul, mă rog toate bune și frumoase uh, între ei doi, viața perfectă stare financiară bună, copilul lor învăța la o școală foarte bună, uh, la un moment dat uh, ea se duce la o întâlnire din asta, din ședință cu părinții, așa și acolo vede o, tot o mamă unui copil care, mă rog, nu făcea parte dintr-o familie așa de înstărită ei se ducea la acea școală pentru că avea o bursă, bineînțeles și această Nicole Kidman Grace cum o cheamă pe ea în film personaj principal de altfel o privește așa cu nu mai apăra milă, dar pal. Am da, milă, aș putea să zic. Mă rog, o privește foarte, nu știu, diferit față de celelalte. Cumva cu părere de rău, milă, cred că milă ar fi cuvântul potrivit. Bun, și toate bune și frumoase, până în momentul în care soțul perfect, acest doctor, soțul lui Grace, pentru că mai ai prin pe personajul principal, așa se numește. Grace, cea interpretată de Nicole Kidman, dispare și uh, dispare dintr-o dată. O căznicie perfectă, totul așa. Bineînțeles că o lasă pe soția lui cu un mare semn de întrebare, și pe copil la fel. Și această mamă a colegului fiului, <laughs> această femeie, este găsită moartă. Și de acolo uh, pornește toată acțiunea serialului. Este o miniserie, are, cred că, șase episoade sau ceva. Am înțeles că a fost și ceva premiat pentru, nu mai știu exact ce, că mereu uitam, știți că am memoria foarte nu prea bună, dar am înțeles că a fost premiat. nu S-au nominalizat, mi se pare, la Oscar, nu mai știu, dar oricum, un serial foarte bun în care nimic nu este ceea ce pare și Actorii nu mai zic senzațional, cred că doar pentru actori, cred că m-am uitat. De fapt, nu doar pentru actori, dar dacă serialul, să zicem, ar fost prost, m-aș fi uitat pentru actori. <l> pentru că mi s-au pus senzaționale, deci ce au jucat genial. Trecem mai departe și, de fapt, la ultimul serial despre care vreau să vă vorbesc, este un serial rusesc. Se numește Tudelei sau Spre Lac. Așa, asta să-l să caut aici, că nu s-a întâmplat, am închis asta. Este un serial rusesc care are, nu mai știu câte episoade, cred că vreo 8 episoade uh, și mi se pare că o să apară și sezonul 2. Mm -mm -mm. Ia să vedem. Da. Will not begin shooting until... Da, ci că o să înceapă filmările în 2021 și este posibil ca să apară pe undeva prin toamna aceasta toamna anului acesta. Da, este un serial, v-am zis, zis că e rusesc, este rusesc, thriller. Muscova, și Moscova și la un moment dat apare un virus din ăsta, o pandemie, un virus din ăsta mortal de care, bineînțeles, toată lumea vrea să scape, să fugă și de acolo se formează un grup cu tot felul de persoane care n-au nicio treabă unii cu alții, adică nu sunt neapărat prieteni, cunoștințe sau ceva, dar singurul lor, de fapt scopul lor comun este să supraviețuiască și să ajungă într-un loc sigur în care poate să-și desfășoare și viața atât cât se poate de normal. Și bineînțeles, pornesc așa, v-am zis, pornesc într-un fel de de fapt, da, pornesc într-o călătorie, și pe parcursul acestui uh, drum, uh, normal că fiind oameni din medii diferite, fiind oameni cu gândiri diferite, cu principii diferite, se întâmplă tot felul de chestii, uh, tot felul de mici intrigi, ca să zic așa, și uh, izbucnești tot felul de conflicte. Da. Este un serial despre, a zice o supraviețuire mai mult, de momente din astea foarte critice în care oamenii ajung și, mă rog, le este cumva greu sau au, 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 de făcut alegeri. Au de luat decizii și de făcut alegeri și acolo, mă rog, intervin sentimentele, intervine, intervin principiile, intervin totul de chestii din astea cu care noi creștem, mă rog, suntem educați și așa și... Uh, ei probabil la un moment dat va trebui să renunțe sau mă rog să facă tot fel de chestii ca să supraviețuiască pentru că ăsta este scopul tuturor um, celor din grup chiar dacă uh, sunt diferiți scopul este același uh, da, gata cred că am terminat <laughs> m-au luat toate m-au tăiat toate apele toate emoțiile din lume l am avut la clipul ăsta pentru că v-am mai și zis eu prin vloguri că am tot amânat să-l filmez, dar a fost așa un fel de provocare pentru mine am zis că nu, că vreau să-l filmez. Chiar dacă îl filmez de 2, de 9, de 10, de 20, trebuie să iasă ceva. Am vorbit foarte mult, o să tai bineînțeles la editare foarte mult, dar sper eu că o să iasă ceva din acest clip. Da, chiar sunt curioasă să-mi spune și voi ce filme, seriale ați văzut în ultima perioadă, pentru că pe mine mă pasionează subiectul și aș vrea să știu voi la ce vă uitați sau nu știu care sunt. Poate îmi spuneți filmul sau serialul vostru preferat de-a lungul anilor. Mie mi este, de-a lungul timpului, de fapt, mie mi este foarte greu să aleg un film. Adică dacă mă întreabă cineva care e serialul tău preferat, probabil aș zice serialul la care mă uit în momentul respectiv. În momentul să nu mă uit la niciun serial. Și, și la filme cu atât mai greu, mi-ar fi să aleg film preferat, pentru că sunt foarte, foarte multe și chiar dacă a zice unul, după mi-aș aduce aminte, pardon, ăsta era firul, după mi-aș aduce aminte de altul și a păi, dar parcă și ăla era frumos, uh, da, gata. Acestea sunt filmele, serialele pe care eu le-am văzut în ultima perioadă și pe care pot să zic că le recomand, acum nu știu, poate lăsați și voi în comentarii, v-am zis dacă, recomandări de filme, seriale, ceva, nu știu la ce vă mai uitați, ce vă place, ce nu vă place, dacă vă plac filmele horror, dacă nu vă plac filmele horror, dacă vă plac filmele horror, poate facem un uh, clip strict despre filmele horror, <laughs> uh, cu cele mai horror filme pe care le-am văzut sau ceva, abaram, o să vedem. Gata, vă mulțumesc mult tot că v-ați uitat la clipul meu, sper că v-a plăcut. Pentru că am schimbat cumva Registrul, l-am schimbat cumva subiectul, este un clip nou pe canalul meu, că n-am mai făcut așa până acum, și de asta și emoțiile, de-asta și cuvintele găste greu, voi știți că eu duci ba ba, 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 Dar aici mi s a părut puțin mai complicat că v-am zis că, că v-am zis și la început că n-aș vrea să dau spoilere, să, nu știu. Ar fi foarte urât. Gata. Acesta a fost clipul meu de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Poate v-am dat vreo idee. Poate vreți să vă uitați la vreun film în această seară. Fiind eu păstăz clipul ăsta sâmbătă. Deci nu au o zi numai bună pentru de văzut filme și seriale. Gata. Am vorbit prea mult. Gata. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu și noi ne revedem data viitoare. Vă pup. Mua! Pa, pa!